În contextul evoluției pandemiei de coronavirus, tot mai mulți oameni se simt stresați și devin anxioși, iar psihologii recomandă să ne păstrăm calmul și să gândim pozitiv pentru a face față problemelor care apar. Pandemia și impunerea măsurilor stricte, dar necesare, au reprezentat și încă sunt un factor major de stres. Acesta manifestându-se prin teamă și neliniște față de propria sănătate și de sănătatea celor dragi, dificultăți de somn și concentrare, utilizarea în exces de alcool, tutun, alte medicamente, înrăutățirea problemelor de sănătate. Specialiștii ne recomandă câteva strategii utile pentru gestionarea anxietății și menținerea sănătății mentale și fizice, socializarea, optimismul, dar și practicarea zilnică a exercițiilor de respirație controlată ne pot ajuta în situațiile limită. Socializarea cu persoane apropiate, chiar și virtual, interacțiunea cu vecinii în limitele permise de distanțare socială, să nu ne temem să cerem sfatul unui profesionist în domeniul sănătății mentale, practicarea zilnică a exercițiilor de respirație controlată, de exemplu, expirația profundă în 3 timpi ajută la reducerea stresului și anxietății. De asemenea, un program corect de somn, menținerea unei alimentații echilibrate și practicarea unui sport pot reduce stresul și îmbunătăți dispoziția. Menținerea unei alimentații echilibrate, să evităm alcoolul, tutunul sau alte droguri ca mecanisme de adaptare în situațiile stresante. Mișcarea în aer liber este foarte benefică. Să ne concentrăm pe aspectele pozitive ale vieții noastre. Optimismul alungă stresul. Și nu în ultimul rând să avem grijă de noi și de cei din familia noastră, de prietenii noștri. Specialiștii consideră că pentru a ne stăpâni emoțiile negative, natura ne va oferi mereu cele mai bune soluții pentru sănătate. Plimbările în aer liber și timpul petrecut în familie au efecte excelente și redau echilibrul interior.